Astăzi vă voi arăta cum am reușit să sparg 3 conturi de Minecraft. Două conturi ale unor youtuberi de Minecraft din România, plus contul prietenei mele bune, Ana Banana. Stați până la final să vedeți ce lucruri interesante am făcut pe conturile lor. Dați un like și un subscribe dacă ați vrea să mai spargem conturi de Minecraft în viitor și un follow pe Instagram ca să apareți chiar acum pe ecran. Bun, deci avem mail-ul, nu sunt ganicus@gmail.com, ceea ce e destul de ironic, pentru că gen, parcă era ganicus din ce mi-aduc eu aminte. Și trebuie să ne dăm noi seama care-i parola. Ok, deci știu că avea gen vreo 3 cifre, dacă nu mă înșel. Asta? Ok, nu. Mă, ceva ce-i place lua, de ce-i place Minecraft-ul, ceva legat de Minecraft? 2000 years later. Bă, nici asta nu merge, nu cred. Stai. S-ar putea să știu eu ceva, s-ar putea să am o mică idee. A? Oare? Bă, am intrat, ești nebun? Ganicus 9 și Ganicus 96, gen pe Java. Bă, deci fii atent, chiar scrie aici Ganicus 96, dacă puteți vedea aici. În mod normal scrie contul tot de Minecraft, deci bă, chiar a mers? Efectiv sunt pe... Păi și dacă dau eu acum play, înseamnă că gata, sunt pe contul lui. Ok. Hai să vedem. Let's go! Fraților, înainte să vedem ce are Ganicus pe cont, dați acolo neapărat un like și un subscribe, pentru că la... Să zicem, dacă strângem 5000 de like-uri, o să vă dau parola lui, chiar dacă el o să-și schimbe parola până o să se facă like-urile alea, dar o să vă zic ce parola avea Ganicus dacă facem 5000 de like-uri, ok? Chiar dacă nu o să mai puteți să o folosiți. Băieți, e timpul adevărului. E momentul în care aflăm dacă chiar totul e legit sau nu. Single player. Oh my god! Bă, astea chiar sunt trovo hardcore, fii atent! Astea chiar sunt lumile lui, ești nebun? Ghidul Minecraft sezonul 2, TikTok Hacks, care e seria cu TikTok-uri. Ok, mamă, dați un subscribe la Ganicus, chiar spart contul, ești nebun? Mambo Jumbo Redstone World? Bă, mă, ce are aici? Ok. Ce o să fac? Ok, hai să intrăm pe TikTok, hack-uri pe TikTok. Asta e o serie clasică, deci o are de super mult timp. Și chiar sunt curios de ce aici ar trebui să fie toate hack-urile de pe TikTok pe care le-a testat el ever, gen. Ia! Loading tier. Bă, ești nebun și am și skin. Bă, chiar am și skin-ul lui, am tot. Am absolut tot. Wow, bă. Mamă. Da, cred că ăsta n-a mers gen. Pot să-l opresc? L-am oprit, lol. Mamă, deci astea sunt toate TikTok. Da, asta cred că nu merge. Astea sunt toate TikTok-urile pe care le-a testat Ganicus în clipurile alea cu TikTok-uri. Mamă, ce e aici, ești nebun? Bă, e chiar tare, nu mă așteptam să... Hai că merge ăsta. Bă, deci toate TikTok-urile chiar sunt foarte, foarte ciudate. Dar, interesant să le testezi. Mamă, ce a vrut să facă aici autorul? Deci vedeți că e plină lumea de chestii de-astea. Deci vedeți că e full efectiv de numai de TikTok-uri din astea și de-astea. Mamă, ești mincher, aveam și o lume pentru TikTok-uri. Mamă, dar asta e... Bă, voi vedeți câte chestii sunt aici? Mamă, asta e extrem. Păi are cred că 1000 de TikTok-uri testate aici. Și tot felul de chestii, lol. Bă, cât de tare. Mamă, calculatorul lui Ganicus, gen, dar sunt deja pe contul lui Ganicus, nu mai trebuie calculatorul lui, lol. Wow, dude, deci chiar a mers, ești nebun. Deci chiar super, super tare și asta cu TikTok-uri. Dar o să urmeze mape mai mișto. Asta cu TikTok-urile așa, gen ce-a mai încercat el pe TikTok-uri. Dar eu chiar sunt curios de alte mape, dar wow. Ia uite și portalul ăsta din comment blocuri, what? Ok. Deci chiar super, super șmecheră lumea asta. Eu vreau să văd alte lumi, deci o să mergem înapoi. Dăm pe single player și vreau să văd ghidul Minecraft sezonul 2. Deci aici e gen lumea lui de survival, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Cred că aici joacă el survival. Mamă, vezi aici, are chiloți înceantați. Mamă, deci voi vă dați seama că gen poți să-i stric chestii pe aici, gen? Și gen, nu știu, ar trebui să-i stric chestii pe aici. Mamă, vezi aici creație ce a făcut. Lol, ce tare, mamă, deci fiți atenți, ce chestia asta? E cu lână, e de asta de lână pe culori, foarte tare, aici avem niște cactus de astea, chestii normale de survival. N-a jucat atât de mult pe lumea asta, dar what, ce chestia asta? Asta e mare creație aici, ești nebun? Mamă, eu n-aș avea răbdare să fac așa ceva pe survival, sincer să fiu, sau poate aș avea. Poate aș avea, dar gen ar dura... Mamă, voi vă dați seama că durează să faci un castel de ăsta nebun așa? Mamă, dar nu-i terminat! Ok, deci ăsta nu-i terminat. Bă, ce interesant e așa să vezi gen ce joacă altcineva. Ce lume are de Minecraft și ce de-astea are. Wow, cât de mișto e lumea asta. N-ai mă ce spune. Ia uite ce...
Dar asta nu e gata. Vrem gata castelul acesta. Te rugăm frumos, Ganicus, dacă te uiți la clipul ăsta și mă înjuri că ți umblu pe aici, fă, te rog frumos, acest castel, pentru că eu sunt foarte... Mă, ce-a făcut, mă? Mi-a dat tot asta. Vreau să văd cum iese castelul ăsta. Wow! Rezist oare să mă arunc de aici? Oare pot să... Ah, fiți atenți, MLG! Dacă nu, a murit! Da, cred că nu o să se supere pe mine. Avea câteva nivele. Hai bă, las-o așa, uite. M-am spawnat fix aici, nici nu o să observe că a murit vreodată. Pa, 7 nivele avea și înainte. Dar uite că am pus apa, dar nu s-a pus. Lol? Uite, nu mai am apa în bucket. A, păi e vina jocului, bă, na, eu n-am făcut nimic aici, nu știu. Nu mă interesează. Ia ce are aici prin chesturi, câteva chestii complet inutile care nu se naște nimic în viață. Și aici a început el un sat. Mamă, ghidul Minecraft, băieți, ne jucăm pe ghidul Minecraft. Hai că-mi pun chiloții pe mine, doar așa, de protecție. Cum a murit, bă, da? Nu știe să aibă armură, e vina lui, ok? Că n-are armură bună, nu a fost vina mea aici. E drăguț locul ăsta. E destul de nice locul ăsta, cum l-a făcut, sincer. Chiar nu o să mint, e destul de tare. Aici are și un ăsta cu enchanturi. Deschidem pe aici. Da, n-are mai nimic, aici sus e o cameră goală. Bă, deci în principiu, cred că asta are pe lumea asta. Ce destul de tare că s-a apucat să facă asta, dar bă, aveam niște așteptări să fie așa mai, mamă, cu chestii multe, cu nebunii, gen. Dar oricum e tare, oricum e tare și lumea asta. Hai să trecem la următoarea, pentru că cred că am văzut destul de multe aici. Pe lumea asta am văzut destule. World of Worlds, ce chestia asta? Nu, n-am nicio idee ce e chestia asta. Ia, loading terrain. Ia. Ok, asta cred că nu e făcută de Elish, nebun. Game mode, nu pot să-mi dau game mode? Lăsa și eu un game mode, vă rog. Game mode spectator. Ia. Mamă, deci aici cred că mai filmează el dacă are nevoie, cred că chestii în oraș sau, nu știu, sau se uită, poate se uită la idei, se inspiră de pe mapa asta. Habar n-am care e faza cu mapa asta, de o mapă drăguță. Nu știu care e faza sau e ceva de la vreun YouTuber cumva. N-am nicio idee ce e cu mapa asta, dar da, tare și mapa asta, ce pot să spun. Am văzut-o și pe asta. Mambo Jumbo Redstone World, Cake Factory, bă, mod showcase, ok. Dar n-avem moduri, degeaba intrăm pe asta că n-avem modurile. Eu vreau să văd Trovo Hardcore. Deci asta e o lume de hardcore. Chiar sunt super, super curios. Sper să nu mor ca pe cealaltă lume. Nu, aici nu mai murim, gata, nu mai facem de-astea. Poate se încarce chestia... Opa. De ce-s pe creativ? Alo? Gata? Nu mai există seria asta, de ce-s pe creativ? Bă, păi, ori era de hardcore, ori nu mai era de hardcore. Stai că eu nu mai înțeleg aici. Își bate joc, ce este? E bug? Game mode survival, uite. Mamă, eram pe creativ și n-aveam iteme, lol. Bă, păi își bate joc, mamă, ce mai aici? Fermă sugar. Un to-do list mai bun. Portal sabie, bebe sabie. Fermă artificii gunpowder. Fermă de gold trade. Astea sunt chestii pe care voia să le facă, gen. Am înțeles, nu înțeleg, cred că am murit pe harta asta. O fi murit și de-aia eram pe game mode, gen. Că oricum am murit. Mamă, uite, head-uri și de-astea. Ok, mamă, vezi asta ce tare e aici. Dar aici trebuie să mai facă ceva, cred că voia să facă ceva și n-am mai apucat să mai facă aici în mijloc. Dar vezi harta asta cum se vede aici. Mamă, vezi că e șmecher rău, vezi că e tare rău. Hai că l-am stricat-o, nu vă faceți griji. Mamă, e tare rău de tort, ok. Ia să vedem, aici nu a făcut nimic. Păi interesant, v-am spus, chiar e interesant să vezi așa ce au mai făcut și alți jucători de Minecraft. Aici ce e aici sus? Mamă, dar urte scări, bă, Adi, aveam niște așteptări. Dar se vede, nu știu, Adi are un stil să lase chestiile neterminate, cred, sau poate nu le-a lăsat așa și doar a murit și de-aia n-a mai apucat să le termine. Mamă, vezi aici blocuri de diamond, lol. Ok, are design-uri interesante, deci chiar îmi place cum construiește Adi. Ia uite, ferme aici, ce fermă e asta, băieți? Fermă de mâncare, nu știu ce fermă e asta. Bun, aici, ce, e de la de se sortează automat sau de ce? Ce face asta? Oare pentru trade-uri? Dar nu cred. Pentru ce chestiile astea? Sunt atât de nubă încă nici măcar nu știu ce e aici, gen. A, uite mă, da, pentru trade-uri. Deci asta e, da,
Deci asta voia să facă. Bă, vedeți că m-am prins, mă, ce e aici. Deci aici ridici villagerii să iei la trade. Și aici cred că am mulțit el villagerii, gen. Da, păi dacă a murit nu mai contează. Sunteți liberi, băieți, puteți să plecați. Haideți, au, mi-a spart capul. Hai, băieți. Gata, i-am eliberat, ești nebun. Ia și aici. Hai, băieți, puteți să plecați și voi. Deci eu am venit aici să vă fac un bine. Haideți. Gata, ia uite, s-a băgat la somn, ești nebun. A, am căzut în apă, ce e aici? Bă, m-am băgat în ferma lui automată. Dintr-o dată fac parte și eu din fermă. Ce se întâmplă aici? Tu, ne ferește, ok, hai să plecăm că năsoși și ăștia tot urla aici. Ok. Da, mă, deci are multe ferme. Uite, aici era, cred că de iron, dacă nu mă înșel. Da, mă, de iron, da, da, da. Dar nu s-au mai spawnat ăștia, ce a făcut? Nu mai are de ăștia. Da, mă rog, e inactivă acea fermă, nu mai merge. Dar mergea o dată în zilele ei bune. Aici are un dăsta așa. Deci cam asta e lumea, gen? Bă, da, construiește tare, Adi, dar... Nu știu, cred că nu s-a băgat el destul la creație, pe cât... Ia, aici nu mai e harta. Bă, era harta cu 2 secunde aici. Ah, what? Ce-a fost asta? Mamă, e coruptă salvarea asta, nu știu ce are, e blestemată, cred că. Dar oricum, foarte tare, sincer, foarte, foarte șmecheră și harta asta. Bă, e încă nu vine să cred că eu mă uit așa prin hărțile Luganicus, așa, fără nicio treabă, gen. Hai să vedem care e faza cu Redstone World-ul ăsta, așa, la mișto, gen. Ia, loading terrain. Ok, și aici sunt o groază de chestii din Redstone, sau care e faza cu astea? Mamă, nici măcar nu știu ce e aici, băieți. Wow, nici măcar nu știu ce e aici. Ok. Păi asta ce face ea? Ah, foarte tare. Da, 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 îmi place ce văd aici, gen o ușă care se deschide cu un pressure plate, e destul de ingenios. Dar nu prea mă prind care-i faza cu lumea asta. Adică m-am bugeam un YouTuber și maker care face chestii cu redstone. Am prins ideea. Știu pe el. Dar nu prea știu la ce mă uit. Adică eu nu știu ce se întâmplă aici. Uite, știu ce fermă e asta. Păi eu nu știu ce fermă e asta, băieți. Ia, hop, s-a întâmplat ceva, ești nebun? Da, deci asta ziceam că e... Mamă, ce cap are ăsta. Spui că e... Spui că e rodbi la față ăsta. I-am spart nasul. Da, deci nu, efectiv, nu știu ce se întâmplă aici. Uite, aici cred că e o fermă de sugarcane. Cred. Nu știu. O să mă mai gândesc. Poate e o fermă de altceva, gen... Ia TNT. Mamă, ce mișto ai făcut asta. LOL, vedeți asta cât de tare e. Asta e de TNT. Ok. Wow. Ah, ok. LOL. Deci când deschide asta, bubuie un TNT, dar gen bubuie așa. Mamă, cât de tare e asta. LOL, cât de tare. Deci intri aici și aici îți ții TNT-ul sau ceva, I don't know. Și când deschizi asta, se aprinde un TNT și te sperii. Dar de fapt e doar de design, că asta nu face nimic, nu bubuie nicăieri. LOL, cât de tare, nu pot să cred cât de mișto e. Bă, câte chestii poți face în Minecraft, nu-mi vine să cred. Deci, cât de tare e asta. Chiar e super, super mișto. Mamă, lumea asta e mișto, ia cu trag și-o pe dreapta. Da, mă, da, deci chiar e tare, chiar e super, super mișto. Bine, probabil sunt și pe o altă versiune și gen unele chestii nu merg. Uitați-vă cum sunt astea aici. Da, deci Adi chiar are mape șmechere, n-o să mint. Chiar are niște mape foarte șmechere. Da, nu înțeleg prea multe aici. Hai să trecem la următoarea hartă. Ce mai aveam de văzut? Cake Factory. Ce înseamnă Cake Factory, băieți? Cum adică Cake Factory? Sunt foarte, foarte confuz în legătură cu... What? You may need this book. Ok. Ah, și e o mapă de adventure asta, cred că. Deci ești într-un factory din ăsta de prăjituri și trebuie să faci ceva anume. Ia să vedem. Stand on the red carpet, flip the lever. Mamă, ce mă asta? Deci să stau aici și să dau de nu știu ce lever. Ia. Păi ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Da. Sau, a, e doar o chestie cu redstone asta, mă, nu e o mapă de survival. Deci aici e de-asta automat să-ți facă prăjituri, cred că. Mamă, dar vezi că e complicat, deci... Adi are foarte multe chestii cu redstone, am observat. Deci asta e faza cu Cake Factory-ul ăsta, că uite, altceva nu e. Deci pe mapa asta e doar factory-ul ăsta. Și chiar tare, interesant, dar nu știu dacă m-aș băga așa la o creație. Deci aici are de-asta automat de... sugarcane. Ok. Și aici unde te duci? Nu știu unde te duci.
Ok, și aici... Da, am înțeles ideea, am înțeles ideea. Deci aici, practic, îți faci materiale infinite pentru prăjituri infinite. Da, șmecheră și harta asta, n-o să mint, n-o să mint. Deci astea au fost hărțile de single player. Cred că mai a rămas un singur lucru de făcut și cred că știm cu toții ce vreau să fac, nu? Cred că știm cu toții ce vreau să fac. Mind City, băieți, trebuia să intrăm și pe Mind City totuși, adică... Dacă nu intru eu pe Mind City, nu mă simt bine, efectiv. Și trebuie să văd cum e să fii polițist din nou, pentru că... Aparent, toată lumea... face ce vrea la poliție acum că nu mai sunt eu, deci a venit momentul în care să vină din nou vechiul polițist, dar nimeni nu va ști că de fapt eu sunt vechiul polițist și suntem aici la casa lui Ganicus. Ia să vedem ce a mai făcut pe aici. Hai că a mai făcut ceva pe aici, bă. Cred că și-a pus mai multe... What? De asta... Oh, de când era judecător. Mamă, de când era el judecător, dude. Wow. Ce ciudat e să stai așa... Ce ciudat e în altă casă să fiu vecin cu Bobo. Ok. Mamă, vezi ce și-a făcut Alexa aici. Ia, yeah, yeah. Să vedem ce reacție o să aibă. Bună ziua, domnișoară Alexa. Salut. Adică Alexa Crine la voi, să spun. Ce faceți? Mă ignorați chiar așa? Unde te aud? Nu te văd. Alo? Sunt aici în fața porții. Cum adică? Ah, bună ziua. Bună ziua. Dar ce s-a întâmplat? Vi s-a schimbat un pic vocea. M-am trezit răgușit, da. Da, am venit să vă informez că va trebui să plătiți o amendă în legătură cu casa dumneavoastră. Poftim? Cum adică? Da, păi aveți casa în două culori și nu prea e legal. Păi cum? Că toată lumea are mai mult de două culori. Păi exact, mai mult de două culori, dar n-are nimeni în doar două culori. Vedeți, păi deci vedeți că pereții... Albe, nu, că geamurile nu se pun, sunt pereții gen. Dar oricum nu e mare chestie, vorba de o amendă de 150 de năsăși. Aia, păi nu mai puteți să schimbați acum că v-am văzut pe camere. Are aceeași culoare, ce să mai... Da, sunt 150 de năsăși, nu e atât de mult, adică... N-am nici măcar 50 de năsăși. Haideți, domnișoară Crinela, că vă bate joc aici, vreți să mergem la pușcărie cu d-astea? Nu vreau să vă duc chiar la pușcărie. Păi vă rog frumos. Păi nu am mai fost niciodată la pușcărie, eu nu vreau să merg la pușcărie, dar n-am banii ăștia, trebuie să-i fac. Păi dumneavoastră nu știți regulile, cum să faceți casă în două culori, ce-i asta, bătaie de joc? Nu mi-a spus nimeni, deci am vorbit cu domnul primar Luca Luc și mi-a spus că pot să-mi fac cum vreau eu casa. Păi ăla e gras și urât, ce vă luați după el, nici nu știe ce zice, e primar așa, pe ochi frumoși, că degeaba e primar. Am înțeles, nu mi-a zis nimeni, dar nici măcar, doamne, nu mi-a zis absolut nimeni. Bine, o să vă fac o ofertă, atunci puteți să-mi dați o floare în schimb, o amenzi, dar nu se va mai repeta, trebuie să-mi promiteți că trebuie să vă mai puneți mai multe culori la casă, că e jale. Ok, deci a zis că vreți o floare, da? Da, cred că o floare o să fac amenda, dar să nu vă mai văd cu două culori niciodată la casă, că e foarte ilegal, mi se pare că e în 20 de țări ilegală chestia asta, inclusiv în orașul nostru. Deci dacă știam, veniți după mine să vă dau cea mai frumoasă floare pe care o am eu. Cea mai frumoasă? Aveți flori multe? O punem la poliție pe asta, dacă e frumoasă rău. Dacă e urâtă, vă mai dau o amendă dacă e urâtă. Nu, vă dau cea mai frumoasă floare. Păi eu sper să fie și... Soba asta cum vine? Se oprește aici? Da, păi nu e, e... Da. Are o mică problemă soba. Păi și focul ăsta e lipit de... Peretele de lemn, luați foc aici, domnișoară. Nu, că e foc fals. E... E fals? Vine de la electric, da, nu vedeți. Păi cum adică? Păi e încins, dar nu e foc fizic acolo, e fals. Păi cum, că eu îl simt foc, arde. Da, dați-vă un pic să nu mă accident. Păi unde să mă accidentez? În ăsta electric, păi cum accidentez? Haideți, bă! Dacă vreți să luați un loc să vă relaxați un pic. Nu mă mai relaxez nicăieri. Ia uite bă, deci chiar sunt două culori peste tot. Patul ăsta ce îmi da anxietate? Ar trebui să vă mai dau o amendă pentru patul ăsta. Doamne, n-am primit atâta bullying în viața mea. Și aici pot să mă arunc, să mor de aici, de la etaj. Urmează să fac o terasă, doar că trebuie să mă mai duc în pădure să mai iau niște lemn că... Sper că de alte culori. Da, o să iau de alte culori, vă promit. Că astea sunt urâte. Deci, oricum... Ce ziceți?
Că e o casă provizorie. A, e provizorie. Păi și hai să-i dăm foc atunci, o facem de la zero. Păi, haideți să nu-i dăm foc, că nici n-am terminat-o. Aș vrea să stau și eu în ea, măcar o lună, aveți focul ăsta aici, periculos, ziceți că nu e foc, dar eu nu știu ce să zic. Hai că floarea asta mai merge așa, o punem la poliție în fața acolo. Da, uitați ce frumoasă e. Vreți și un ghiveci? Vreți să vă dau un ghiveci, să o puneți în ghiveci? Nu mai, lăsați ghiveci, că o punem așa, ce să mai... Și aici ce se întâmplă? N-am poartă și casă momentan? Păi eu... Asta nu-i casă, acum, ce e asta? Păi era... E mai vechi, mai vechi. Păi poartă nu, încă păi, n-am. Păi induceți oamenii în eroare, vă rog frumos. Bună ziua și bine ai venit pe parcela Crinelei. Păi parcela... Da, nu știu dacă poate fi identificată ca parcela asta, dar... Să zicem, să avem o zi frumii, am înțeles. Astea poate să fie considerate semne și limbaje codate, să știți. Cu astea cu o zi frumii. Doamne, da, e... să fie niște treabă. Păi am băgat niște reguli noi acum, nu mai merge chiar așa. Mă rog, o să vă trimit eu o chitanță. Cred că a strâns vreo 2000 de năsoși amendă, dar o să o primiți prin poștă. 2000 de năsoși? Păi, de unde 2000 de năsoși? Păi puneți aici, instigați la cu semne și de-astea, auzi frumii, ce înseamnă frumii? Nu există în dicționar cuvântul ăla. Și aveți în două culori casa, patul în trei, îmi dați foc, aveți foc la lemn. E pericol rău casa asta, e pericol, ar trebui să o demolăm cu totul, o să vorbesc eu cu niște băieți. Dar vă rog eu mult de tonul de mulas, chiar m-am chinuit. Domnișoară Crinela, hai lăsați-o așa că mă duc acasă acum că mi s-a terminat tura. Deci eu chiar nu mai am chef să mai aud din astea. Luați aici dacă vreți să vă consoleze cu ceva, dar eu zic să vă apucați de altă casă că pe asta o dărâmăm. Vă zic eu că vorbesc eu cu niște băieți. Haideți, o zi bună, la revedere. La revedere. Bă, ce... Băi, își face treaba de polițist, Adi, e bine. N-ai mă ce-i spune, n-ai ce-i spune. Fraților, cam atât a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Am făcut niște troll pe contul lui Ganicus, am intrat și pe mapele lui să vedem ce are pe acolo. Eu sper că v-ați distrat, eu am distrat și ne vom vedea și noi data viitoare. Probabil o să mă înjure Ganicus sau ceva. Nu știu, căutați comentariu prin comentarii și lăsați și voi acolo un comentariu și un like. La 5000 de like-uri vă dau parola lui Ganicus. Ne auzim data viitoare. Șpaș. Ok, fraților, deci să vă dau puțin context. Acum câteva luni Ana mi-a dat contul ei de Minecraft ca să o ajut să-și schimbe skin-ul. Până la urmă n-am mai vrut să-l schimbe, dar mie mi-a rămas contul ei în calculator, iar astăzi vreau să intru și să văd tot ce are pe cont. Am mai făcut eu cu ceva timp un clip unde am furat contul lui Ganicus, deci e a doua oară când facem chestia asta. Deja sunt profesionist. Hai să trecem la treabă și nu uitați să dați un like și poate o să mai spargem un cont de Minecraft în viitorul apropiat, dacă se strâng măcar 3500 de like-uri. Hai să trecem la treabă. Din câte puteți observa, suntem chiar în secunda asta pe contul ei. Scrie aici Ana Banana 200. Voi vă dați seama că eu pot să-i schimb skin-ul acum. Adică efectiv sunt aici și ăsta este skin-ul ei. Și eu am aici toate skin-urile din calculatorul meu pe care pot să le pun. Pot să-i pun skin-ul meu sau skin-ul meu de Crăciun sau skin-ul de vacanță sau look-a-look la costum. Deci pot să-i schimb și skin-ul, să iau un skin complet troll de pe net și să fac mișto de ea. Dar nu o să facem chestia asta. Sunt un băiat bun și o să-i las skin-ul ei așa cum este. Uite, deci cu toți o știm pe Ana Banana, clasic skin-ul ei. O să lăsăm așa și vreau să intru neapărat să văd lumile ei de single player, pentru că efectiv sunt foarte, foarte curios ce se joacă Ana de una singură, și să intru pe serverele unde ne jucăm noi, pentru că știți că înainte pe seria server One ne jucam pe un server, acum a făcut alt server și vreau să intru și pe contul ei să vedem, poate găsim ceva ascuns sau niște item interesante în inventar. Cine știe, habar nu am, dat un like și haideți să trecem în Minecraft efectiv, să vedem ce lumi de single player are Ana Banana. Am revenit chiar acum pe Minecraft și băi, chiar sunt curios ce mă așteaptă pe contul ăsta. Suntem pe noua versiune, pe 1.20, și chiar sunt curios. Haideți să vedem single player, să vedem ce hărți are Ana Banana în calculator. 3, 2, 1 și... Ok, mă, mare, 4 hărți de single player, wow. La asta nu mă așteptam, sincer, mă așteptam așa să mai aibă și ea o hartă, două, dar 4 hărți. Mamă, și astea de pe net, ești nebun? Bă, știe să doladeze și de pe net? Ok, ok, bun, bun. Deci avem 4 hărți de încercat și de văzut care este faza. Și iauzi, 1.20 singură survival. Deci are o hartă de survival pe 1.20 unde se joacă singură, ești nebun? Bă, chiar sunt curios, îmi pare rău, dar trebuie să intru pe chestia asta de urgență. Ok, ce se întâmplă aici?
Ok, mama are deja casă. Bă, ce casă e, bă, asta? Ok, casa asta este foarte ciudată. Și uite, sunt Ana Banana. Sunt efectiv Ana Banana. Uite, dacă scriu pe chat, bună. Efectiv, eu sunt Ana Banana. Ok, deci chiar este contul ei. Și ce se întâmplă aici? Deci asta este o casă pe care a făcut-o, Doamne, deci uitați-vă cum își ține chestiile în inventar. Deci nu se poate așa ceva. Deci, bă, așa ceva. Doamne ferește, uitați-vă și voi ce... Doamne, nu mai zic nimic, ok. Deci a făcut cea mai mică casă din istorie. Deci efectiv mă pun în pat și dau cu capul de tavan. N-ai cum așa ceva. Efectiv cu casa asta chiar n-ai cum. Bun, și are și un chest. Unde are... Normal că are flori. Ca de obicei, Ana și florile pe survival, cea mai clasică chestie. Ok, are niște flori și are niște iteme pe care le are cam oricine pe survival, presupun. Ok, deci nu prea e mare chestie de văzut la harta asta, bănuiesc. Adică, cred că voia să înceapă o fermă, că văd că are niște semințe și niște de-astea. Și o să fiu de treabă și o să continui o fermă, ok? Pentru că am zis că vreau să și modific câte ceva pe fiecare hartă, nu știu, să mă joc puțin. Așa că astăzi o să-i fac ferma lui Ana pe survival, pentru că ea n-a fost în stare să pună 3 din astea. Dar uite cât de șmecher arată. E vai de capul ei ferma asta. Dar sincer nu poate să se ia de mine, ok? Pentru că ea nici atâta n-a făcut. Și cam asta, ci că e lumea lui Ana de survival pe 1.20. Are casă pe plajă. Mamă, deci ar fi șmecher să mă joc. Și eu mă gândeam să mă joc cu Ana 1.20 pe live-uri. Vreau să-mi ziceți în comentarii dacă vi s-ar părea o idee șmecher să facem chestia asta, să o iau pe Ana să jucăm pe 1.20 survival efectiv și să ne jucăm pe live, să vorbim și cu voi. Deci habar n-am ce să fac. O să-i las aici niște flori în amintirea mea, așa că îi plac florile, dar nu pot să le pun aici, o să le pun uite pe aici prin pădure. Foarte, foarte șmecher. Deci cam asta este harta ei de survival. Cam dezamăgitor. Mă așteptam să o văd și eu full netherite, să bată dragonul sau de astea. Hai că mă așteptam la asta. Nu, dar da, cred că cam asta a fost și cu harta asta de survival. Nu prea pot să fac mare chestie pe aici, dar nu înțeleg designul ăsta exotic la casa asta. E ceva, nu știu ce a vrut să facă autorul aici, dar e interesant. Uite un delfin acolo, lol. Următoarea hartă de pe listă este Construcții, se numește, și este pe Creative. Deci este, din câte văd în poză, este ceva pe super flat. Hai să vedem ce... Opa. Ok. Stai că la asta nu mă așteptam, mă. Mă, ce e asta? Asta e skin-ul Anei cumva. A vrut să-și facă skin-ul, deci nici măcar nu seamănă cu ea. Deci, în primul rând, skin-ul ei are cumva... culoare gen odasta, ceva de genul un albastru din ăsta sau ceva, habar n-am. Mai degrabă ăsta seamănă cu Ana decât mai devreme, dar mă rog, nu mai contează. Deci Ana a vrut să-și facă skin-ul, uite care și glugă e cu... Mamă, dar ce se aud, mă, din ăștia? Ce a făcut, mă? A lăsat... Ia uite, mă, sunt lilieci aici, dă-mi sparg mie timpanul aici, oh my god, cât sunt. Mamă, e Batman aici. Deci efectiv acolo trăiește Batman, ok. Și aici avem niște pixel art, ok, o banană, pentru că e la banana clasic, șmecher-o de tot. Deci, bă, deci fără mișto, pixel art-ul ăsta e atât de simplu, dar arată chiar bine. Deci nu știam că Ana poate să facă și pixel art. Asta e o căpșună, cred. Cred că e o căpșună, nu? Și chestia asta nu prea îmi dau seama ce este. Deci zici că este un fel de fursec stricat. Nu știu ce vrea să spun autorul aici, nu știu. Poate îmi ziceți voi în comentarii ce e chestia asta, că pe mine mă depășește, efectiv mă depășește. Dar da, aici nu prea am ce să schimb. I-am schimbat ochii Anei pentru că avea ochii ciudați, dar aici nu prea am ce să schimb pe harta asta. E interesant, are și ea o hartă unde mai încearcă să construiască diferite chestii. Și mai chiar n-am ce zice. Cred că toată lumea are câte o hartă de creativ din asta, să mai facă niște nebunii random. Dar da, e o hartă drăguță. O să-i dau și o notă, o să-i dau o notă 7 din 10, pentru că nu e așa nașpa. Și survivalul ăla cred că are totuși un 6 din 10, că n-a fost așa mare chestie. Dar da, harta asta e mai drăguță. Îmi place banana asta, deci banana asta face toată harta efectiv. Următoarea hartă pe listă se numește Dudis Parkour, ci că fă parkourul ăsta și este pe 1.19. Noi suntem pe 1.20, nu știu dacă o să se strice harta. Hai să vedem, deci e o hartă de pe net asta, clar. Ia, cine-i, mă, sensei aici? Gigele, ce faci, mă, aici? Mă, ce se întâmplă aici? What? Ok, ăsta e aici și mai e un Gigel acolo. Ok, deci pe harta asta nici măcar n-a jucat, că dacă ne uităm aici într-o parte n-a murit deloc. Și scrie aici basic. Mă, asta e o hartă cumva să înveți parkour. Pare genul de hartă unde înveți parkour. Deci uite-te și tu, deci că ăsta e basic-ul. Ok, păi și acum ce se întâmplă? Am ajuns aici. Good, keep going. Cine îmi spune? Bă, ia, mamă, m-a teleportat înapoi, ce se întâmplă? Așa, acum îmi face, ia, uite, bă, păi mă înveți tu pe mine de astea, uite-te și tu, hai, mă, Ana, n-ai putut să
faci și tu aici mai multe chestii. Deci efectiv a luat harta asta și nici măcar nu s-a jucat. Deci nici măcar n-a făcut niciun nivel. Și acum mă dă înapoi și face alte de-astea. Ia uite, mamă, 3 din 10, ia uite ce ușor fac aici. Hai bă, că asta e dezamăgitor, bă, e prea ușor. Credeți că n-a știut să facă parcursul ăsta? Sau efectiv n-a mai avut chef de el, gen la doua dată și nu s-a mai jucat, nu știu, dar pare prea ușor pe... Ok, cred că am vorbit prea repede, și ce ciudat e că am skin-ul Anei. Deci efectiv sunt Ana Banana pentru 24 de ore, cum s-ar spune. Am avut un fail, dar da, asta e o hartă de parcurs, nu știu. Cred că o să vreau să mă mai joc eu să văd care e următorul nivel după basic-uri, pentru că basic-urile sunt prea basic, sunt prea ușoare. Uită-te și tu, adică le fac mult prea repede. Vreau să văd ce urmează după basic-urile astea. Astea sunt eu curios ce urmează după astea, că astea, uită-te și tu, ce-s, bă, chestiile astea, că le fac imediat cu scări, cu de-astea. Doamne. Am trecut acum și la avansat. Deci efectiv am mai făcut vreo 3 morți aici într-o parte. Băi, deci a fost un nivel mai greu acolo, ok, la alea basic. Și acum vreau să văd cum e și la avansat. Deci asta zic că e parcurs avansat, auzi. Ia, mamă, ce m-a aruncat, ești nebun? Uși, fac așa? Mamă. N-ai cum să o dai cu mine, bro. Aoleu, și băi, nu pot să cred. Deci fix la final trebuia să sar puțin mai... Doamne. Ok. Bă, practic am făcut-o, dar la final acolo trebuia să-mi iau vânt mai mare, că nu știam și uite aici mă duc ca fraierul și mor într-una. Dar da, deci m-am lămurit și cu harta asta. Hai să fac și nivelul ăsta, doar așa să vă arăt că sunt prea profesionist pentru planeta, mă rog. Ați înțeles ideea, nu mai trebuie să mai facem harta asta, gata, hai să trecem la următoarea, că deja... Ce e, mă, harta asta? Deja m-am plictisit, ești nebun. Ultima se numește 3x3 Skyblock. Deci Ana a vrut să joace Skyblock. Ce se întâmplă? Ok, deci stai așa un pic. Wow, bă, harta asta chiar n-arată așa nașpa. Stai, deci tocmai ce a spart un copac și după aia nu s-a mai jucat. Deci nici măcar nu a deschis asta aici. Îi mulțumește asta că te-ai jucat harta, mulțumim. Aoleu, am aruncat la într-o să aruncă la nu. Ok, am trollat puțin. Ok, deci aparent harta îi dă niște iteme așa de început. Ba, am făcut și niște lemn. Nu mai avem sapling-uri, cred că aici e sfârșitul hărții. Că am trollat și am aruncat sapling-ul ăla. Habar n-am, facem și noi așa pod până la ferma asta aici. Deci aparent Ana a vrut să se joace și Skyblock, ceea ce este drăguț. Adică Skyblock-ul e genul de mod pe care cred că toată lumea care joacă Minecraft l-a încercat măcar o dată când s-a apucat de Minecraft sau ceva de genul. Chiar interesant și drăguț, cum s-ar spune. Și aici trebuie să facem niște eye offender ca să putem intra. Probabil le facem de pe restul insulelor. M-am mai jucat eu o hartă de genul ăsta, deci trebuie probabil să faci jos, uite, din chestul ăla, de exemplu. Cred că dacă mergem acum la el, s-ar putea să găsim un ochișor. Dacă găsim un ochișor, trebuie să dați un like de urgență. 3, 2, 1 și... Nu contează că am găsit diamante. Deci se pune, tot trebuie să dați like, ok? Da, foarte interesantă harta asta. Nu prea mă pasionează atât de mult pe mine Skyblock-ul, că deja m-am plictisit. E de 1000 de ani modul ăsta. Dar uite că am mai făcut niște de-astea. Gata, nu se supăra Ana pe noi. Haideți să trecem mai departe, gen. Adică, cred că cam asta a fost și cu hărțile de single player. Ia uite, ia, e din aia, deci schimbă culoarea. Nu cred! Oh my god, nu, stai un pic. Ia uitați-o, fraților, Jeb. Uite-o, mă, aici cum își schimbă culoarea. Ok, deci e adevărată chestia asta, fraților, că vorbeam de asta în ultimul clip cu reacția. De-am văzut tot așa niște oi din astea și ziceam dacă e pe bune. Bă, aparent chiar e pe bune, ești nebun. Ok, foarte, foarte șmecher. Da, cam asta a fost cu harta asta. Ok, acum că oficial am terminat cu toate hărțile de single player și ne-am și jucat pe ele efectiv, hai să vedem care e faza cu multiplayer-ul și să vedem ce se află pe serverele unde s-a jucat și cu mine. Sunt curios ce se întâmplă și acolo. Așa că nu mai stăm pe gânduri și haideți să ne conectăm. Ok, deci asta cred că e cel mai clasic loc unde putea să mă spawneze cu Ana. Deci aparent Ana era la calculator ultima oară când a ieșit de pe server și da, sunt pe serverul vechi aparent unde mă jucam eu cu Ana. Ok, asta e casa ei, casa mea care, băi, a dispărut ăla, aveam și un semn frumos acolo. Mă rog, nu mai contează, magazinul. Ok, și casa lui Gigelu avem acolo. Mă, sunt curios dacă găseam ceva la Ana aici. Eu asta voiam să văd, dacă găsesc ceva ascuns. Nu știu, habar n-am, să mă uit și eu prin lucruri pe aici. Bine că puteam să intru sincer și de pe contul meu să mă uit pe aici. Mamă, dar nu mai e nimic. De când cu faza aia cu Alex și așa, e efectiv, nu prea mai ai ce să vezi pe aici, ești nebun. Da, cred că am intrat degeaba, nu știu ce are Ana aici. Baked potato, deci are chipsuri, cartofi, cameră, foto, din asta niște pâine și aici ce mai are? Hopa! Ia, jurnal! Ia, stai-mă un pic, că n-am intrat degeaba. Ce avem noi aici, băieți? Un jurnal, ești nebun? Ok, stai un pic, că pe ăsta nu... Nu știu că-l știu, adică parcă...
Văzusem la un moment dat un jurnal, dar nu știu că e ăla. Hai să vedem, hai să vedem, ia. Dragă jurnalule, îmi place serverul ăsta. Sper să jucăm aici mereu. Hackerul s-a descurcat super cu el. Mamă, asta e de când am venit noi prima oară pe serverul ăsta vechi. În ce sezon? Sezonul 4, în sezonul, nici nu mai știu, 5-6, nu mai știu care era sezonul când am jucat prima oară aici. Lol, ok, am înțeles. Mamă, lol. Dragă jurnalule, deja începe să prindă contur orașul. Arată din ce în ce mai bine. Curând o să avem și un shop. Mamă, înainte să existe burger shop-ul, ești nebun? Oh my god, wow, câte, bă, câte amintiri, bă. Ia să mergem un pic la burger shop, că chiar mă gândeam să merg. Ia, dacă tot a zis de asta, să vedem dacă mai avem și noi casier pe aici. Ia uite, bă, că încă avem o abonată casier aici, nu cred. Bună, Ana, nu știam că mai joci aici, te ajut cu ceva? Nu, mersi, doar voiam să mă uit, i-am spus. Ok, ok. Mamă, magazinul, bă, ce doră mie să vin aici să cumpăr chestii. Deci nu, dacă ori facem magazin pe serverul nou, ori ne mutăm înapoi aici, că e mult prea șmecher. Deci efectiv mi-a plăcut prea mult magazinul ăsta. Sunt puțin nostalgic acum, dar nu contează. Hai să vedem ce mai e aici în jurnal. Dragă jurnalule, astăzi mi-am făcut un iubit pe nume Alex. Mamă, când eram împreună cu Alex, Ana, wow, se comportă foarte frumos cu mine. Sper să fie tot ok, nu știu cum să-i spun lui Luca. Mamă, bă, bă, ce amintiri, bro. Ok, s-a despărțit de mine. Mamă, următoarea pagină următoarea pagină direct s-a despărțit de mine. Ok, nu pot să cred, nu mai am încredere în nimeni, nu mai vreau să audă nimic. Ok, lol. Dragă jurnalule, sunt captivă într-o închisoare prinsă de un robot. Dacă rămân aici și nu mai pot juca pe server, o să fiu super supărat. Aveam atâtea amintiri aici. Mamă, ok, asta era pe final aici, când se întâmplase faza aia cu iubitul robot, ok? Și acum la final, asta e 6 din 6, ia să vedem. Dragă jurnalule, după toată faza cu robotul și tot, cred că e timpul pentru un nou început. Mi este prea frică de serverul ăsta să mă mai joc aici. Sper să-i pot spune lui Luca într-o zi. Mamă, și aici a început serverul ăla altul, bro. Wow, nu pot să cred. Deci așa s-a întâmplat totul. Asta s-a gândit Ana. Bine că și ea mi-a zis că i-a fost frică să mai joace aici, dar efectiv în jurnal putem să vedem clar și scris aici toate gândurile ei. Bine, poate n-ar fi trebuit să citești jurnalul, este, poate este puțin urât, dar da, ok, oricum nu se mai joacă aici. Nu știu, lăsați-mi în comentarii dacă ați vrea să mai jucăm pe serverul Anei, aici pe server, poate să o conving pe Ana să mai jucăm, sau să începem pe serverul ăla nou și să vedem ce putem face acolo, dar wow, efectiv, nu mă așteptam să găsești jurnalul, ești nebun, chiar a fost ceva chestia asta. Și am ajuns, fraților, și pe noul server pe care l-a făcut Ana, dar aici, sincer, nu prea am așteptări, deci în inventar n-avem nimic și în rest, efectiv, știți și voi că am spionat-o pe Ana pe serverul ăsta ca lumea, deci știm deja cam tot ce se mișcă pe aici. Are niște chestii pe aici, nu înțeleg absolut nimic. Îl avem aici și pe Rex, îi dau și lui o pâine așa de foame, habar n-am. Dar da, cred că pe serverul ăsta, sincer, nu prea avem ce face, pentru că aici știm deja tot ce s-a întâmplat. Dar, bă, am reușit să intru cam pe peste tot unde se joacă Ana Minecraft, pe contul ei. Și dacă ați vrea să mai vedeți chestia asta și cu alți oameni, cine știe cum fac eu, nu contează, aveți încredere în mine că mă descurc eu. Poate o să mai facem chestia asta. O să mă gândesc și o să vedem. Nu uitați de urgență să facem măcar 3500 de like-uri pentru un clip de genul ăsta. Și da, eu m-am distrat. A fost o experiență foarte, foarte șmecheră și nu mai am nimic de spus. Eu am fost Ana Banana 200 aparent. Vă salut aici pe chat și cred că o să ne auzim și noi pe data viitoare. V-am pupat. Pa, pa. Deci, fraților, din câte se poate observa chiar aici sus, suntem oficial pe contul lui de Minecraft. În cazul în care vă întrebați, bă, cum ai reușit să spargi contul unui YouTuber? Ei bine, să spunem doar că îi mulțumesc foarte, foarte mult fratelui lui, care m-a ajutat puțin cu chestia asta, dar acum nu o să dau toate detaliile. Mă rog, îi mulțumesc foarte, foarte mult. Se poate observa aici foarte frumos că avem și skin-ul lui. Dacă e, poate îi pun skin-ul meu de burger dacă mă enervez așa puțin, dar haideți să trecem acum pe Minecraft și să vedem ce hărți are și după aceea să intrăm și pe server, că bă, abia aștept sincer să intru. Oficial am intrat pe Minecraft, sunt pe noua versiune, pe 1.20 și haideți să vedem ce se întâmplă aici pe single player. Oare ok, are 4 hărți, super hardcore, ultra hardcore, Utopia și Minecraft single player. Ok, da, sper să nu se supere pe mine, gen, pentru că o să intru pe toate hărțile astea, dar gen, vă dați seama că trebuie să le intrăm pe toate hărțile astea. Deci hai să vedem care-i faza cu harta asta de single player, că n-am nicio idee cine așteaptă aici. Deci asta cumva e o serie care n-a apărut pe YouTube, adică o serie, mă rog, e o lume a lui care se joacă pur și simplu așa, că nu prea înțeleg ce se întâmplă aici. Deci efectiv
aici văd că e o fermă de găini. Ok, adică a făcut el... Mamă, ce se întâmplă, bă, aici? Ok, deci lui chiar îi place să joace survival. Știam eu că e ceva aici. Deci lui chiar îi place să joace survival, ești nebun? Adică are numai 3 hărțile, are numai de survival din 4, ești nebun? Știi ce și-a făcut pe aici? Bă, eu nu recunosc harta asta după canalul lui. Nu știu, să-mi spuneți voi în comentarii dacă aveți idee pe ce hartă mă joc acum, că eu chiar nu știu ce se întâmplă aici. Mamă, mi-au rupt urechile vacile astea, am înțeles. Deci, sincer, fraților, nu știu care e faza cu harta asta decidită. Mai peretele aici peste tot și niște chestii de survival, dar altceva, nu știu, spuneți voi în comentarii ce e cu harta asta, că pe mine mă bate prea rău să înțeleg ce se întâmplă aici. Bă, da, s-a jucat ceva dacă a fudit mai peretele pe survival. Eu cred că e harta unde se joacă el singur pe single player, altceva, nu știu, adică gen off-camera, fără să se joace pe YouTube. Acum nu știu, spuneți voi în comentarii dacă recunoașteți harta. Hai să trecem la următoarea. Băi, fraților, eu de numele Utopia știu că era o serie, nu era un fel de SMP acum ceva mai mult timp din câte știu eu, deci nu știu care este faza. Cred că este o hartă de SMP. Dar, bă, e pe Creative. Bă, Sinner trecea pe seria asta. E pe Creative. Ok, deci e dita mai harta care, mamă, dar ce SMP a fost ăsta? Deci nu știu ce se întâmplă aici, dar sunt foarte multe chestii. Din nou, nu am urmărit seria, dar știu că era o serie de SMP sau ceva de genul. Îmi spuneți voi în comentarii mai multe chestii dacă știți. O dai cu Patrick? What? O dai cu Patrick? O dai cu Patrick? Păi nu și Miriana? Ok, da, s-au întâmplat niște chestii pe aici, pe harta asta. S-au întâmplat destul de multe chestii, dacă mă întreb pe mine. Adică, mamă, wow, deci chiar s-a jucat pe harta asta lumea. Deci clar e o hartă de SMP, cum mi-aduceam eu aminte. Uite un McDonald's clasic, clasic McDonald's-ul ăsta. Chiar mă întreb cine l-a făcut, dar foarte, foarte tare. Nu prea știu ce ar trebui să fac pe harta asta, gen nu știu ce ar trebui să fac pe aici decât să mă uit și să mă minunățez la câte chestii a făcut lumea, cred, gen sunt foarte multe. Uite, grădină zoologică, ce asta, mamă. Bă, și mai chiar de tot n-am ce zici că e casa lui Pink de pe My City cu grădină zoologică, cu d-astea. Da, bă, interesant, nu știu ce caut eu aici, dar hai să trecem la următoarea mapă, cred. Următoarea hartă este ultra hardcore. Ok, deci știu că el a avut niște serii unde se juca hardcore pentru 100 de zile. Ultra, mamă, ești nebun? Are o inimă. Are o inimă el pe ultra hardcore, dar are totem în mână. Ok, mamă, dar bă, vezi că s-a jucat. Ia stai, ce zi e? Ce zi e? Pot să văd unde văd zilele? Ziua 100! Deci a ajuns la ziua 100 și s-a terminat seria, bro. Și cred că și cealaltă hartă la fel. Așa mă gândesc. Am înțeles, deci el a ajuns aici. Și nu mai putea. Ba da, poate să regenereze decât cu mere din astea, dar nu poate să regenereze normal. Da, e ultra hardcore. Ok. Deci foarte, foarte tare. Avea și totem oricum. Da, deci nu știu unde este, dacă mă întrebați pe mine, n-am nicio idee unde se află Sinera. Bă, seama așa vreau și să... Mamă, ce avea aici? Văruțu, îmi plac ăștia. Ok, stați așa, dacă nu vă supărați pe mine, vreau și eu să ies afară de aici. Mamă, fraților, ia uitați-vă ce are pe aici. Stai așa să-mi iau și ăștia pe mine. Ia. Ce are, bă, Sinera aici? A făcut un spawner din ăsta. Dar n-a făcut așa multe chestii. Adică bine, 100 de zile Minecraft, faci ceva chestii, dar nu faci atât de multe chestii. Aici sunt villagerii. Ia vino, mă, urâtule, dă-o cu mine. Te bas cu... Bă, m-a spart ăsta. Dă-o cu mine, stai. Bă, mi-a dat și tot. Bă, alo, stai așa un pic. Doamne, mă bătea ăsta aici. Deci dacă îi muream și pe harta asta, se termina joaca. Fraților, eu voiam să fac un fel de outro la hartă, să zic că gen ne mutăm pe următoarea hartă și să spunem că mă plimbam cu Elytra și ziceam că da, fraților, nu știu ce și gen puteți să nu-i spuneți lui Sinner de chestia asta? Gen, putem să tăiem la montaj sau ceva? Ok, fraților, ultima hartă este din nou una de hardcore. Deci eu sper să nu mai fac nicio prostie. Dar în apărarea mea, oricum nu se mai joacă pe hărțile astea, ok? Ziua 101. Are și de asta să se vadă zilele pe ăsta. Ok, deși aici a ajuns la ziua 100. Dacă se poate, haideți să nu mai murim de data asta. Da, mulțumesc, chiar aș aprecia foarte, foarte mult. Ia mă să inspectăm noi puțin harta asta. Deci aici nu prea văd mare chestie. Din nou niște... Bă, Sinner are un stil de a face... Bă, harta asta am văzut-o și eu. Am văzut clipurile cu ăsta. Știu calul ăsta. L-a luat din primele zile. L-a luat pe calul ăsta. Eu îl știu pe calul ăsta. Te iubesc, calule. Dă să-ți dau niște șuncă. Nu știu ce mănânci tu. Nu știu ce să uit. Ia niște de ăștia. Fă-ți viața cu astea. Am înțeles? Da, deci harta asta am văzut-o și eu. Deci chiar am văzut și eu. Am urmărit seria. Sau, mă rog, un clip, două tot am văzut. Nu știu ce am văzut din seria asta, dar mi-arată foarte, foarte cunoscut. Dar, din nou, e ceva survival, doar survival. N-are și el o hartă de parcurs să fi făcut
făcut pe aici, să zic, ia uite bă ce are Sinner în calculator. Dar n-are nimic, el are doar de-astea. Bine, a avut harta aia de single player, care poate nu știe nimeni de ea, cine știe, adică eu nu știu, n-am văzut-o până acum. Restul știu că sunt pentru YouTube, dar harta aia nu prea știu care era faza aia prima. V-am spus să spuneți în comentarii dacă știți, dar da, cam asta e. Bă, dar unde are baza, mă, pe aici? Stai așa, avea o bază pe sub pământ, parcă pe undeva. Fraților, eu tocmai am realizat, gen, că... chestia asta duce undeva. Și gen, cred că aici e, cred că m-am înșelat, nu cred că e sub pământ, că m-am uitat pe aici. Și cred că aici e baza lui. Ok, uite un cățel care n-are nume. De ce n-are nume cățelul ăsta? Uite, ou de dragon, ești nebun? Ia că... hai că l-am luat, ești nebun? Hai că... rip ou de dragon în comentarii, că nu știu unde s-a... bă, a zburat pe acolo, parcă l-am văzut sau... unde, unde s-a dus? Da, mă rog, nu contează. Nu ne mai trebuia ăla. Hai să vedem ce e pe aici. Și niște chesturi organizate frumos. Bă, dar n-are și el o bază ca lumea să zic, mamă, Sinner, ce-ai făcut? Bă, unde s-a dus, mă, ouă? L-am pierdut pe aici? Uite, gata, gata, l-am luat înapoi, nu vă faceți griji, îl pun chiar, uite, chiar aici o să-l pun și acum se deblochează ceva și aflăm un secret despre Minecraft, nu aflăm nimic. Da, deci cred că cam asta a fost și cu harta asta. Haideți totuși să trecem la chestiile puțin mai interesante, să zic așa. Iar acum, fraților, a venit momentul pe care îl așteptăm cu toții. O să intrăm pe serverul lui Sinner, adică efectiv are owner, gradul de owner. El are serverul ăsta și putem face tot ce vrem noi. Când filmez eu clipul ăsta este gen 12 jumate noaptea și văd că sunt doar 46 de playeri online. Dar e bine, e ok, încă sunt oameni, putem să facem puțin troll acolo. Să vedem ce părere o să aibă lumea de Sinner când o să zică toate prostiile pe chat și o să dea iteme random. Nu știu exact ce o să facem, dar vreau să intru chiar acum pe server și să vedem ce zice și lumea de pe server. Se pare că cei mai mulți jucători sunt pe survival, în secunda asta sunt vreo 30 de oameni pe survival și totuși este 12 jumate, adică, bă, sunt ceva oameni și haideți să dăm o tură pe survival atunci. Ia să... ia uite, bă, sunt aici, zbor, ce se întâmplă? Stai că am iteme. Ok, deci pot să-mi dau și eu un game mode creative. Normal că pot să-mi dau un game mode creative. Ia să vedem ce părere are lumea când o să scriem pe chat. Salutare, fraților, ce ziceți? Ia să punem așa o întrebare, să vedem ce părere. Sal Sinner, toată lumea Sinner. Deci ăsta a zis trolesc PvP, ăsta m-a salutat gen înainte să fac orice, abia intrasem. Ia, ia uite, sal Sinner 22, a venit regele, a venit regele. Acum, sincer, vreau să încep să-i trolesc puțin, să vedem dacă se prinde cineva despre ce e vorba aici sau nu. Vreau să le pun o întrebare, bă, cea mai importantă întrebare pe care ar putea oricine să o pună vreodată. E cineva de aici abonat la Luca Luke? Îl știe cineva? Ia să vedem, vreau să văd dacă cineva îl știe pe Luca Luke. Paul Brol știe, Cosmin îl știe, Vlad râde de mine. De ce râde Vlad de mine? Ia uite, bă, ăștia râd de mine. Deci e mișto rău de tot. Eu mă uit la el în continuu și de-aia nu prea am mai jucat pe server. Îmi pare rău că nu am fost activ. Bă, deci sunt prea troll. Eu am vorbit cu el, auzi ce? Ăsta a vorbit cu mine. Bă, deci chiar e troll rău de tot. Deci imaginați-vă să vă jucați pe server, să vină Sinner care are serverul să zică, bă, e cineva abonat la Luca Luke, e prea șmecher. Mie îmi place de Ana Banana. Ana Banana e prea tare, fără mișto. Bă, deci cred că sunt troll rău de tot. Deci dacă vede Sinner clipul ăsta, s-ar putea să... s-ar putea să nu iasă bine. Oh my god. Cineva mi-a spus, îmi poți semna sabia, te rog, Sinner? Mamă, nu sunt 12. Hai să-i dăm tepe la nu sunt 12. Ia, frățiorul, ia uite ce are aici. Frățiorul, ia. Vrea să-i semnez sabia, ești nebun? Hai mă că eu îi semnez sabia. Adică dacă omul m-a rugat așa frumos, cum pot eu să nu-i semnez Luca Luke? Așa i-am semnat. Păi eu îi semnez sabia, m-a rugat să-i semnez sabia. Poftim, frățiorul. Poftim, frățiorul meu. De ce prea troll a venit Sinner aici și semnează cu Luca Luca, nebunit? Dar să faci ceva să arate că e de la tine. Bă, îmi pare rău, l-am trollat prea rău. Salut. Chiar mă simt prost. Tu îți dai seama că nici măcar nu i-am pus un font sau ceva special, gen putea oricine să-i pună numele ăla. Ok, nu mai contează. Dacă sunt abonat, primesc 100 de lei. Mamă, ce m-a întrebat ăla? Oricine e abonat la Sinner 22 și Luca Luke are 100 de lei de la mine. Trebuie să-mi scrieți pe Instagram. Dau la toată lumea. Fără mișto. Glumesc.
Să nu zică lumea, să nu zică lumea nimic, că după aia poate lumea chiar crede și dă mesaje și după aia mă simt prost. Am zis că glumesc, gata. Dar poate vă dă Luca Luc dacă vă abonați la el. Gata, eu am venit aici să fac promovare. Ce credeți? Credeți că eu am venit aici să mă joc pe bune sau ce? Care credeți că e problema mea? Eu am venit aici doar să fac promovare. Credeți că mă joc pe aici? Nici nu știu ce putem face pe aici. Putem să-i dăm tepe la oameni complet random și să facem chestii, dar nu știu dacă vreau să-i trolez. Bă, ar trebui să-i trolez oare? Oare să-i trolez? Dacă-s doar la tine, primesc măcar 50 de lei. Zero oponent. Dacă nu ești la Luca Luc, nu mai primești. Nu mai primești nimic. Cum bă să nu fie? Ok, acum o să fac un mic troll. Sper să nu se spere băieții pe mine. Nu uitați, fraților, dacă vreți și voi să intrați pe mc.ratoni.ro, aveți acolo în descriere IP-ul dacă vreți să vă jucați și voi pe serverul lui Sinner. Și haideți să facem foarte, foarte frumos un mic anunț. I-am anunțat pe băieți să vină la spawn că le dau diamante la absolut toată lumea. Și când o să vină la spawn, s-ar putea să nu primească diamante, gen. Hai să vedem că... Ia uite! Ia uite! E un mare giveaway aici. Cine prinde, pleacă cu ele acasă. Ia uite! Am scris aici frumos, a venit lumea la spawn. Ce o să zică lumea când o să vadă că diamantele sunt astea? Astea sunt diamantele, ia! Luați diamante, băieți! Astea sunt diamantele, ia uite! Dăm așa câte un căul. Oh my god, bă, deci se uită, cred că lumea e super. Căul, cum bă căul? E diamant. Ia, nu, ce zice Paul? Nu, e căul. E diamant, fraților, ce avem aici? Ce? Vote cred că, hai că am dat și ok din asta la mișto. Ok, ce putem să le dăm? Vreau un item troll rău de tot, gen, să le dau ceva. Ok, hai că acum chiar dau diamante. Ia să vedem, chiar le dăm diamante pe bune? Le dăm numai iteme așa la întâmplare să vedem. Vreau bețe să le dau, oh my god. Bă, deci oare să le dau iteme pe bune? Gen, iteme bune pe bune? Oare se supără Sinner pe mine? Eu le dau așa la troll, i-am trollat pe toți. Uite cum, deci uitați-vă cum stă toată lumea să primească diamante și le dau cărbuni. Efectiv toată lumea vine după mine, ia. Deci după ce le-am dat cărbuni jumătate de oră, lumea încă vine după mine să ia chestii. Stick, lol, bun căulu. Hai bă că vă dau aici. Giveaway, ești de bun. Oh my god, best giveaway. Deci credea că nu se mai joacă nimeni pe server după ce am intrat eu pe aici. Ce mișto face Sinner de noi? Bă, nu fac mișto. Mai râdem și noi, mai alea. Vreți să vă dau pe bune? Face un TikTok, auzi ce zice? Hai că face un TikTok. Bă, eu sunt curios câtă lume care se uită acum la clip a fost aici prezentă, gen. Câtă lume care e aici o să uită la clipul ăsta și o să vadă cine era de fapt pe contul lui Sinner. Oh my god, deci uitați-vă și voi, deci legendary key-uri vrem. Mamă, deci bă, băieții vor diamante, păi hai să le dăm diamante. Dacă am zis că dau diamante, hai mă să le dăm niște blocuri de diamant așa la mișto. Luați mă băieții aici, e pomană, e pomană fraților. Luați aici, ia uite, blocuri de diamant pentru toți frații mei. Da mă, am zis că le dau niște diamante, le dăm și noi niște diamante aici. Bă, dar repede, furați nimic, n-am apucat, bă, săracu. Ok, dau acum un stack de blocuri. Dau acum un stack de blocuri pentru o singură persoană. Care prinde, ăla e norocosul. Hai să vedem, le dăm un stack de blocuri. Ia, hai să vedem stack-ul de... Ce ai, mă, că le dau căul. Le dau blocuri de căul, ca să nu zică, uite, sunt blocuri. Adică, n-ai ce zice, hai. 3, 2, 1 și... Vă dați seama că le dau căul, adică ce crede... Ia, uite. Uitați-vă cum se ducea toată lumea după căul. Oh my god, ok, chiar mă simt prost. Ok, ok, gata, gata. Ăsta a fost giveaway-ul. Mulțumesc de participare. Subscribe la Anaban. Ok, nu mai scriu asta. I-am întrebat acum pe chat cine are o bază mișto rău de tot. Auzi, mi-a zis Albert că el. Ia să vedem, ia să vedem Albert, ia. Hai să ne dăm un TP la el să vedem care e faza. Deci asta este baza lui Albert, care el zice că e mișto rău de tot. Stai așa să pun înapoi skin Sinner. Bă, Sinner, ce-am scris? Așa, avem din nou skinul lui Sinner. Îl avem aici pe Albert, care ne arată asta este baza ta. Și acum o să-i zic că e urâtă rău de tot. E urâtă rău, bro. Să vină Sinner să zică că... Că-i urâtă rău. Uite, a râs și el. Glumesc sau nu?
Bă, am venit și eu aici să fac mișto de baza lui, ești nebun. Mamă, se șterge toată baza, cum ar fi? Ștergem baza să vedem ce reacție are. Mamă, păi dacă șterge baza, cred că s-a terminat. Deci după ce i-am spus lui Albert că baza lui este urâtă rău de tot, cum ar fi acum să ștergem baza? Pentru că tocmai ce am aflat că pot să șterg baza și să o refac înapoi, ca și cum nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci vreau să fac chestia asta neapărat, pentru că mi se pare extraordinar de troll și sunt curios ce reacție o să aibă. Dar cred că întâi ar trebui să mergem ceva de genul mai sus, așa ca să șteargă tot. Bă, ăsta se ține după mine, lasă-mă bă să fac aici. Iar acum, fraților, s-ar putea să fac o chestie extremă, gen 3, 2, 1, îmi pare rău pentru ce o se întâmple. Bă, nu mai e nimic. Alexuțu scrie, bă, Albert. Bă, eu v-am zis că e urâtă baza. Faceți din nou, ok? Bă, săraci, uite, a pus... Bă, mă simt prost rău, a pus și de ăsta trist așa. Faceți iar mai frumoasă. Bă, m-am supărat. Sinner de nechiuri, ăla n-are nicio treabă. Ok, gata, gata, hai să dăm înapoi. Gata, gata, am reparat-o. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat. L-am urât pe Alexuțu fără să vreau. Oh my god, bă. Gata, portă, gata, gata, e înapoi. Mai glumesc și eu cu voi. Săraci, chiar cred că i-am speriat un pic. Chiar cred că i-am speriat un pic. Sinner, am bază lângă tine. Ia zi-mă, Fabi. Hai, Fabi, să vin și la tine. Zi-mă, Fabi, unde-i baza? Care-i baza de la... Care-i? Ia, asta-i baza lui Fabi. Zi-mă, Fabi, că-ți rezolvi și ție baza. Dacă nu-mi convine, facem uite așa și se rezolvă și baza lui Fabi. Stați așa un pic, slash, slash, air. Gata, baza lui Fabi. Unde e baza Fabi? Bă, fac mișto de ei. Oh my god, ok, hai să dăm undo acum. Nu știu că asta era baza sau... A, aici, care mă baza? A, bă, asta e la fel ca aia altă. Ok, n-am ce șterge, ce vreau o bază mișto rău. Vreau să văd o bază tare rău. Ia, Kyle a zis că ia uite un moderator. Ia mă să vedem o bază mișto rău de tot. Ia să vedem, unde e mă? Cum îl cheamă? A, așa, ok. Mamă, ce are bă văruțul aici? Ce are bă văruțul aici? E șmecheră rău baza. Și acum eu șterg pe toată. E șmecheră rău, bro. Îmi place rău de tot și acum eu șterg. Oh my god. Deci e prea troll rău. Băi, e prea troll chestia asta. Deci pot să fac asta la infinit, gen. Pot să fac asta toată viața mea și nu o să mă plictisesc vreodată de a face chestia asta. Ia... Gata, gata baza. Și s-a dus. Oricum cred că s-a prins că a scris mai devreme pe chat. Asta a fost și baza. Asta a fost și baza. Sper că v-ați distrat. Hai de la capăt. Ai tăiat-o și pe aia. Fuse și se duse. Bă, și cum ar fi acum, fără niciun mișto, cum ar fi gen să nu mai repar gen niciodată. Și acum să nu mai apară niciodată gen rip. Cum ar fi? Nu mai apare niciodată. Dă-mă baza înapoi că mă bate. Că nu e a mea. Bă, nu e a lui. Oh my god, gata, undo. Oh my god. Bă, gata, gata. Cred că i-am trollat destul, că i-am înnebunit. Ia soțului. Bă, Cosmin are un soț, se joacă cu soțul pe server aici la Sinner. Bă, e prea șmecher, n-ai ce zice. Da, cred că i-am trollat destul. Cred că i-am înnebunit destul. Ia, dacă îmi dai at pe Discord, mă cheam așa, îți donez. Bă, hai că îți dau acum ad pe 1000 de euro. Decât, nici mai mult, nici mai puțin, 1000 de euro, facem jumătate cu Sinner, se rezolvă, așa se fac banii. Plătesc eu, vrei Revolut? Gata, bă, am făcut și bani pentru Sinner. Da, bagă acolo pe... Fraților, cred că cam asta a fost experiența mea și pe serverul lui Sinner. Nu uitați, mk.ratoni.ro dacă vreți și voi să intrați, aveți acolo și în descriere. Și pe ecran IP-ul dacă vreți să vă jucați și voi aici pe serverul lui, mi se pare chiar Caterinca. Sper să nu se supere Sinner prea rău când o să vadă clipul ăsta și ne auzim și noi pe data viitoare. Eu ies acum că nu vreau să mai stau să fac prea multe prostii pe aici, că deja e jale. V-am pupat! Pa, pa!